Ce ne așteaptă în perioada 8-14 februarie 2021? Parada planetelor în Vărsător va fi în plină desfășurare. 4 planete plus Soarele sunt acum acolo, pregătind temele tipice ale Vărsătorului despre libertate, independență, libertate de toate legăturile, cu excepția celor bazate pe idei avansate, viitor și tehnologii noi în toate sferele vieții. În general, notoriile libertate, egalitate și fraternitate. Sfârșitul careului Venus-Uranus, care a introdus probleme în relații, l-a făcut să se străduiască pentru independență în detrimentul obligațiilor. Venus își va continua călătoria prin Vărsător, forțându-vă să vă gândiți la noi forme de autoexprimare în toate sensurile, crescând interesul față de noi cunoscuți și de oameni obișnuiți, în termeni care nu sunt tipici interesului vostru tradițional. Va fi o extindere a oportunităților în viața personală și în comunicarea socială. Putem spune chiar că este necesar să se urmărească acest obiectiv. Optimismul crește, dorința de distracție, satisfacția generală față de viață va fi în creștere, favorabilă finanțelor, câștigurilor și cheltuielilor. Mai adesea de succes, dar în principal sub presiunea propriilor lor, vreau să nu pot. Acordați mai multă atenție relaxării. În prima jumătate a săptămânii, Mercur va fi prea aproape de Soare, ceea ce dă naștere la efectul unei concentrări prea mari asupra sinelui, a ideilor și a viziunii cu privire la situație. Va fi foarte greu să auziți vocea altei persoane, se pare că părerea voastră este singura corectă, care va fi plină de creșterea conflictelor, neînțelegeri. Urmăriți acest efect. În a doua jumătate a săptămânii puteți simți o inspirație specială și o motivație pentru activitățile voastre. De exemplu, găsiți un nou tip de activitate fizică adecvat pentru voi, înțelegeți ce inspiră cel mai mult pentru realizare. De fapt, un moment foarte important și aproape mistic, în special sâmbătă-duminică, 13-14 februarie. Cu ajutorul sentimentelor și intuiției sporite pentru a vedea direcțiile corecte pentru dezvoltarea activității voastre. Nu va fi o perioadă rea pentru oamenii creativi, alocând în mod special timp practicilor precum yoga, meditație, concentrându-vă asupra lucrurilor care vă plac cu adevărat. Joi va fi lună nouă, care împarte săptămâna în prima parte, când va fi bine să rezumați rezultatele intermediare, să practicați purificarea la toate nivelurile. Iar a doua parte este când va fi bine să începeți ceva nou. Luna nouă va avea loc în zodia Vărsător, ceea ce face ca tema curentei paradea planetelor de acolo să fie deosebit de relevantă pentru luna lunară viitoare, până la următoarea lună nouă pe 13 martie. Trebuie să vă gândiți la căile voastre de dezvoltare, la un nou grad de libertate, la tipurile de activități care îi corespund, la prieteni și oameni cu aceeași gândire, despre moduri inovatoare de lucru și orice fel de activitate și despre locul în care ați acumulat prea mult conservatorism. Principalul eveniment al acestei săptămâni și al anului este 11 februarie, luna nouă în Vărsător la parada mică a planetelor. Luna nouă coincide cu conjuncția exactă a lui Venus și Jupiter. Se pot naște idei de noi începuturi, idei neobișnuite, idei progresiste. Acesta este un moment bun pentru dezvoltarea ideilor, pentru a face planuri pentru viitor. Promovarea proiectelor deja începute în sfera IT, în proiectarea tuturor direcțiilor, în domeniul artei, industriei frumuseții, poate avea succes. Dar acum este important să reconciliați trecutul cu viitorul. Nu să aruncați vechile evoluții, ci să le renoiți, să dați o nouă viață ideilor și planurilor vechi, ținând cont de influențele actuale. Trebuie amintit că nu toate circumstanțele vor fi acum pe deplin manifestate. La sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie pot apărea noi factori care ar trebui luați în considerare, pentru a lua decizii și pentru a începe începuturile care înțeleg complet situația și oportunitățile. Așa că nu vă grăbiți, în acest moment merită să vă concentrați pe reîncărcare și să pregătiți noi porniri pentru a le începe după 20 februarie. Tot în această săptămână pe cer se formează 6 aspecte planetare semnificative, dintre care 4 aspecte vor fi conjuncții planetare. Aceste aspecte pot indica începutul unui nou ciclu de dezvoltare într-o anumită zonă de manifestare. 8 februarie, conjuncția Soare-Mercur. Acest aspect contribuie la întărirea activității intelectuale. Lucrul analitic cu fluxurile de informații merge mai bine. Materialul de învățare va fi stăpânit cu succes. Mișcarea documentelor de afaceri se accelerează, contactele de afaceri și sociale se intensifică. 10 februarie, careul Mercur-Marte. În relațiile dintre oameni, gradul de criticitate crește. Sunt posibile certuri, conflicte, confruntări puternice. Sunt posibile concluzii grele și un comportament agresiv. Eșecuri în comunicare. Încălcări ale acordurilor referitoare la contracte, călătorii, întâlniri. 11 februarie, conjuncția Venus-Jupiter. Întâlnirea a două planete, pe care astrologii antici le numesc binefăcătoare, este considerată un semn favorabil pentru relațiile de afaceri și interumane. Acesta este aspectul de a arăta iubire, simpatie, generozitate și bogăție. Componenta financiară se îmbunătățește, veniturile cresc. Puteți începe un nou proiect de afaceri.
Pe fondul acestui aspect, parteneriatele și relațiile de dragoste se dezvoltă armonios. 13 februarie, conjuncția Mercur-Venus. Sentimentele vor fi testate de rațiune. O atitudine rațională față de dragoste și relațiile romantice în general. Bun pentru rezolvarea problemelor financiare, cumpărături, comportament plăcut în comunicare. Pot exista hobby-uri pentru artă. Pe 14 februarie, două aspecte sunt relevante simultan. Sextilul Marte-Neptun și conjuncția Mercur-Jupiter. Primul aspect promovează comportamentul condus de credință. Acestea pot fi convingeri religioase în manifestările lor cele mai bune și adecvate. De asemenea, se poate arăta compasiune și îndurare pentru cei care au nevoie. Aspectul înclină spre acte altruiste. În ceea ce privește conjuncția Mercur-Jupiter, acesta este un aspect clasic al curiozității și al nevoii de învățare. Promovează știința și călătoriile. Dorința de noi cunoștințe duce la contacte extinse și dorința de a împărtăși cunoștințe cu alții. Mult noroc și nu uita să dați click pe butoane!